Bun găsit! Cred că suntem de acord cu toții că Simona Halep este acum pentru noi etalonul pentru performanța sportivă. Mercedes AMG GT Roadster e o întruchipare a sportivității, a performanței. E ceva despre trăiri foarte intense, despre reacții rapide. E mașina perfectă care îi se potrivește ca o mănușă Simonei pentru că îi completează personalitatea și realizările. E mașina care exprimă foarte bine efervescența, emoțiile pe care Simona le simte pe terenul de tenis și pe care ni le insuflă și nouă, fie că suntem în tribune sau în fața televizorului. Simona Halep a avut un vis care a condus-o de-a lungul drumului spre înalta performanță. Visul să devină numărul 1 în tenis. Dintr-o mașină de vis, o să aflăm direct de la Simona ce emoții sunt asociate cu performanța. Și o să facem un tur de forță pe care Simona îl face și acum, îl continuă în circuitul profesionist de tenis. Salut, Simona! Bună, Cătălin! Ai vrut să fii numărul 1, ai ajuns numărul 1. Ai vrut să câștigi un match de Grand Slam, un turneu de Grand Slam, ai câștigat. Cum e acum? Cum e cu tine acum? Ce pot să spun? Este cel mai frumos moment pe care l-am avut în viața mea. Este deosebit. E greu să descriu în cuvinte, dar aș putea să spun că mă simt împlinită profesional. Mi-am dorit acest lucru de când eram copil, dar de pe la 14 ani am început să cred că o să fie posibil dacă muncesc și sunt serioasă. Acum că am ajuns aici, am câștigat și Grand Slam, mă simt mult mai relaxată, mult mai liniștită și abia aștept acum să văd cum e să joci turnee importante cu un Grand Slam câștigat. Data trecută, când noi doi am povestit, tu erai numărul 1 și încă nu câștigase în Grand Slam, te-am întrebat, mai vrei să câștigi un Grand Slam sau vrem noi foarte tare să câștigi? Uite, l-ai câștigat. Ai vrea să câștigi și un altul? Cu siguranță, mereu am vrut, indiferent de clasament. Tot timpul am spus că dacă ești numărul 1 fără Grand Slam, nu ești un adevărat numărul 1. Așa că acum cred că sunt un adevărat numărul 1 câștigând acest Grand Slam, dar pot să spun 100% că îmi doresc să mai câștig. Știu că nu este ușor și nu înseamnă că dacă l-am câștigat, acum o să mai câștig, dar dorința mea este foarte mare să mai câștig și pe hard acum. Simona, suntem într-o mașină care înseamnă intensitate. Te-ai gândit vreodată care a fost cel mai intens moment din cariera ta? Cel mai intens moment a fost cu siguranță finala pe care am câștigat-o acum la Roland Garros. A fost cu totul cu emoții, performanță și totodată agresivitatea asta pe care o ai atunci când ești atât de aproape de titlu, am mai fost în trecut și acum am fost mult mai agresivă și în joc și în mentalitate. Chiar am zis că o să câștig meciul înainte. Seamănă ceva dintr-un tur din ăsta pe care îl facem noi acum cu Mercedes AMG GT Roadster cu ceva dintr-un meci de tenis din circuitul profesionist? Viteza prin care se desfășoară un meci de tenis, pot să spun că este asemănătoare cu viteza atunci când apeși un pic pedala acestei mașini. Pot să spun că se aseamănă la acest lucru. Păi, hai să zicem foarte limpede. Care e mașina visurilor tale? Mașina pe care o conduc în acest moment. Acest Mercedes este superb, mai ales cum arată, dar și faptul că atunci când apeși un pic pedala, pur și simplu zboară. Ai o listă precisă, ai o listă limpede de valori pe care ar trebui să le ai un sportiv de performanță, de înaltă performanță? Din punctul meu de vedere, cred că seriozitatea este pe primul loc. Ambiția să devii cel mai bun din lume. Indiferent dacă ajungi sau nu, trebuie să ai ambiția și gândul să le ai în cap. Și pot să spun că trebuie să fii strict cu programul, să nu te abați deloc și dorința de a fi de la zi la zi mai bun. Să te autodepășești mereu și să crezi în tine că totuși nu există o limită cu adevărat. Poți să împingi această limită cât se poate de mult. Simona, tu știi că noi trăim aici într-o lume în care, hai să ne punem în pielea unui copil care joacă tenis. De multe ori se va spune, stai tu liniștit, nu o să ajungi tu niciodată așa departe cum îți imaginezi. Ce îi șopti copilului aia? Ce ar trebui să știe? Să știe că și eu am auzit astfel de lucruri foarte multe.
Eu cred că puterea interioară nu poate să ți-o dea nimeni. Trebuie tu să ți-o construiești și să ajungi să o stăpânești atât de bine încât atunci când intri pe teren, indiferent antrenament sau meci, să crezi 100% că ai puterea și abilitatea să faci orice pe teren. Așa cum am spus, nu cred că există o limită în nimic și dacă ești un pic și mai îndrăzneț decât atât cât am fost eu, te ajută și mai mult să mergi în teren și să nu te mai gândești nici la emoții. Emoțiile sunt bune, sunt pozitive, fără ele cred că nu am fi atât de concentrați la ceea ce avem de făcut. De acord. Dar trebuie stăpânite și controlate și direcționate într-un sens pozitiv. Pentru că am vorbit despre ce îi spune unui copil, cred că ar fi foarte important să se știe la ce te gândești când îți dai seama că ești un reper pentru foarte multă lume, că ești un model. Și nu ești un model numai pentru copii, ești un model pentru multă lume. Adevărat, este o mare responsabilitate pentru mine și felul în care sunt pe teren și felul în care sunt în afara terenului, cu totul, așa, este o mare imagine pe care trebuie să o controlez oarecum. Eu sunt foarte naturală de fel și nu vreau să știu, să am un plan cum să mă port și cum să fiu. Însă trebuie să arăt acestor copii care își doresc cu adevărat să ajungă ceva în tenis că trebuie să fii foarte profesionist, trebuie să ai o atitudine pozitivă pe teren și în afara terenului, să fii natural, pentru că atunci când te controlezi 100%, nu mai poți să fii atât de relaxat pe teren. Am ajuns să-mi controlez emoțiile, să-mi controlez atitudinea, dar să fiu în același timp relaxată. Cred că acest lucru este foarte important ca acest copil să vadă, să vadă pozitivitate pe teren și să vadă și relaxare în același timp. Simona, multă lume bifează, deși face cu bună intenție. Uite, cum ar fi susținerea copiilor. De ce o faci? Ce e în sufletul tău când te gândești că ajuți niște copii care vor să facă performanță? Am fost și eu în aceeași situație și știu cum este. Știu cât de mult nevoie au acești copii, unii dintre ei, care nu au o situație financiară extraordinară, da. Cum și eu am fost la un moment dat nevoită să am un mic ajutor. Părinții m-au susținut mereu, dar am avut și mici ajutoare. Îmi place să mă implic în aceste proiecte și îmi place să dau tenisului, pentru că am primit foarte mult de la acest tenis, bineînțeles, cu munca mea, cu seriozitate, dar tenisul mi-a oferit foarte mult. Iar acum am deschis o fundație, am dat drumul unei fundații în care o să ajut și copiii la tenis și pe alte planuri, mai multe proiecte. Și acest lucru îmi dă o liniște foarte mare și mă bucură. Acum, ca să ne aducem aminte de ce am vorbit din nou data trecută. Ești numărul 1 mondial. Ai câștigat un Grand Slam. Ce mai vrei? Mai vreau să mai câștig Grand Slam-uri, că este foarte frumos momentul. Mai vreau să rămân pe locul 1. Mai vreau să mă trezesc în fiecare dimineață cu un obiectiv, ceea ce ține de tenis, pentru că am și alte obiective, dar momentan sunt concentrată pe tenis. Îmi place să joc tenis, îmi place să simt presiunea meciurilor, îmi place să simt emoțiile de atunci, de la turnee și îmi place lumea în care mă aflu. Este un moment frumos, o perioadă frumoasă a vieții și vreau să țin cât se poate de mult cu mâinile, să rămână cu mine mai mult timp. Era ceva despre care vorbea multă lume. Se spunea așa, gata, și-a atins obiectivele, poate să meargă în viață. Ce le răspunzi? Eu merg în viață, merg în fiecare zi, pentru că îmi place să mă dezvolt și pe alte laturi, nu numai pe cea sportivă. Însă încă nu este momentul să mă retrag, să spun stop tenisului, pentru că îmi place foarte mult și simt că acolo este locul meu momentan. Bineînțeles, mă gândesc și la familie, la copii, dar mai am timp. Sunt încă micuță și îmi doresc să profit de fiecare an în această meserie, că este deosebit. Mulțumesc, Simona! Simona e aceeași pe care o știm. Un om onest care vorbește cu autenticitate despre emoții, despre intensitatea trăirilor și despre ambiția de a merge mai departe în circuitul profesionist de tenis. Simona Halep și Mercedes AMG GT Roadster, echipa de vis. Succes, Simona! Mulțumesc foarte mult! AMG. Driving performance.